Ce cu coada asta? Ce vrea tata asta? Wow! Mașina cu suspensie este unul dintre cele mai cunoscute desene ale Leonardo. O anticipare a mobilului modern. E vorba de un vehicul automotor a cărei mișcare este dată de un mecanism cu arcul care alungindu-se transmit energia angrenajului. Și cu lemnul ăsta ridici piatra. Conceptul. Mecanismul de răsucire cu greutăți. Genial. Uite aici lanțurile. Diferite tipuri de lanțe cu Leonardo da Vinci de pregătă, de misterii. Da, deci practic transmit. Tu tragi, ăsta e arcul de ceas. Rulment cu bile. Ăsta e rulmentul, ăsta e... Ăsta e strânța acum, aici transformarea mișcării de rotație, mișcării de translație. Nu funcționa sigur. Nu. Sistem, mecanism. Ăla de locomotiv, poți să zici că uite, puteam fi locomotiv de pe vremea aia, n-au. Priviți aici bița care a creat-o Da Vinci. Aici momentul cu bile. Uite, vezi că aici îți dai seama că practic lasă să le spune că greutatea o pune aici și ridică ăsta mai sus. Și ăla era numai ca să se ridice sus. Groasă, deci că merg cu bărcile. În loc de... Tun naval, fiți, ești tun naval. Folosim special pentru războiul naval. Ce e, da? O cameră de filmat. Cameră? Sub apă? Da. Și sub apă, poate fi. Cameră sub apă, așa, ai văzut ce are de aia? Deja tot tubul e plin. Este pe acolo. Da, bă, ce? Așa, uite, ce curge înapoi, vezi? Eu asta mă gândeam să inventez. Vizi aici modul mobil. Asta e fata. 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 As
practic, ca aici pe cheia, că ăsta era greu, înțelegi? Și puneai aici metalul, știi? Și vrei... Vezi? Nu mai de așa, să faci așa. Da, dar care e șmecheria? Că ei de aici, îmbătind stânga dreapta, ei puteau să deplaseze, să se plimbe cu el. Nu, mă rog, să nu? Asta e ideea. Așa, înapoi. Înapoi, ca să meargă, nu ca să se